După ce a jucat rolul femeii fatale lângă Jude Law dezbrăcat, Madalina Ghene a avut emoții mari la lansarea filmului Dom Hemingway la București. Asta pentru că a venit cu familia la premieră, iar Madalina se așteaptă la critici dure acasă. Am o poveste foarte frumoasă, dar știu că am și foarte mult noroc. Ca o adevărată vedetă de Hollywood, Madalina Ghene a pășit pe covorul roșu zâmbind tuturor. Într-o rochie neagră, lungă, cu dantelă și cu un decolteu provocator, a fost întâmpinată cu un buchet imens de trandafiri roșii. Știu câți oameni în acest moment nu au absolut nimic. Așa cum poate și eu când am plecat de acasă, singură, poate că nu aveam absolut nimic. La 25 de ani, Madalina a cucerit deja lumea, mai întâi cu frumusețea, apoi cu talentul. În ultima producție, Dom Hemingway, românca joacă alături de superstarul Jude Law. Povestea Madalinei, în opinia mea, este una dintre cele mai impresionante pe care le știu. Madalina a ținut să fie prezentă la București pentru lansare. Din sală au aplaudat-o și părinții. Mare fericire, nu se poate explica în cuvinte. Suntem foarte fericiți pentru că Madalina a reușit să ne aducă în fața ecranului și în România. Dorim un Oscar. Familia este și cel mai important critic, iar Madalina, care în Dom Hemingway joacă un rol negativ al unei femei fatale, a avut emoții. Mai ales că partenerul din film n-a fost deloc pudic. O să-l vadă și ei în seara aceasta și mă cert acasă. Ai văzut trailerul? Cum ți s-a părut? Știu atât, că vom râde foarte mult. Filmul Dom Hemingway va rula pe 29 noiembrie în toate cinematografele din țară. Dom, can you wake up? Are you sleeping?